liberalii au depusieri la biroul electoral județean lista cu candidații formațiunii la alegerile parlamentare din luna decembrie. Printre cei propuși, numărându-se actualul președinte al organizației județene Dan Vulceanu și senatorul Tudor Barbu. Potrivit lui Vulceanu, liberalii au reușit să construiască o echipă performantă pentru parlamentare. Am venit cu gânduri prin care să le transmitem, cu gândul pe care vrem să-l transmitem cetățenilor județului Gorj, că am reușit, liberalii din Gorj, să construim o echipă, cred eu, redutabilă, o echipă cu oameni performanți, o echipă cu oameni serioși și, cel mai important, așa cum își doresc oamenii din Gorj, o echipă curată, o echipă asupra căreia nu planează niciun fel de suspiciune privind lucruri necurate. Cred că vom reuși, din punctul ăsta de vedere, să transmitem oamenilor că și noi, liberalii din Gorj, ca și ei, ne dorim un parlament curat. Ne dorim un parlament care să lucreze în beneficiu cetățenilor din județul Gorj și al cetățenilor din România. Am venit cu gândul la bunicul meu, Dumnezeu să-l odihnească, care s-a prăpădit în primul război mondial. Am venit cu gândul la tata, Dumnezeu să-l odihnească, și pe el, care a fost veteran de război în al doilea război mondial. La bunica mea, care a fost văduvă de război și a crescut doi orfani de război după primul război. Astăzi, în ziua Armatei Române, am venit cu gândul, și o spun cu toată seriozitatea, nu are nicio legătură cu politica, nicio legătură cu nimic, am venit cu gândul la toți gorjenii care și-au lăsat sângele și și-au lăsat viața pe câmpurile de bătălie în ambele mari războaie ale țării. O echipă puternică, o echipă sudată, o echipă pe care am reușit împreună cu cei doi copreședinți și actualmente cu președintele Dan Vulceanu să o clădim, o echipă care cred eu că va câștiga alegerile în Gorj și este ceea ce îmi doresc, ceea ce își doresc toți colegii noștri. Conform listelor, la Senat, pe locul 1 candidează Tudor Barbu, pe locul 2 primarul din Novaci, Dumitru Leuștean, pe 3 fosta directoare a Casei Județene de Pensii Gorj, Rodica Ghimiș, iar pe poziția 4 Cosmin Brujan, viceprimarul de la Târgu Cărbunești. La Camera Deputaților, Vulceanu ocupă prima poziție pe listă, pe locul 2 este fostul deputat Severus Militaru, pe 3 președintele PNL Târgu Jiu Marcel Romanescu, iar pe locul 4 se află primarul din Câlnic, Dumitru Vulpe.